În studiul Europei Libere de la Chișinău, doamna Natalia Gavreliț, premierul desemnat de către președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție și am înțeles că ați venit la Europa Liberă tocmai după ce ați prezentat în Parlament acest program de activitate al Guvernului în cazul în care obțineți votul deputaților. Când ar urma să aibă loc ședința Parlamentului? Într-adevăr, astăzi, în conformitate cu prevederile Constituției, am depus la Parlament componența guvernului și programul de activitate al guvernului, pe care l-am denumit Moldova Bună, și care este un program anticriză, anticorupție și pro-dezvoltare. Biroul, biroul Parlamentului urmează să decidă când va avea loc ședința în Parlament nu sunteți sigură câte voturi ați putea să obțineți și cred că astăzi nimeni nu se încumită să spună va avea șansă să activeze acest guvern pe care îl reprezentați acum sau nu. Dumneavoastră ce v-ați dori mai mult? Să obțineți această încredere a deputaților? Noi suntem consecvenți. Eu fac parte dintr-o echipă, fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate și noi credem că doar cu un Parlament resetat, curat, pot fi implementate reformele pe care le așteaptă cetățenile, cetățenii. La alegerile prezidențiale am văzut că un număr record de oameni, practic un milion de oameni, au spus că vor o schimbare. Au spus că e suficient să avem hoți și corupți care acaparează instituțiile statului și fac viața grea pentru cetățeni care sunt nevoiți să să plece în străinătate. Practic spuneți ceea ce a spus și președinta Maia Sandu. O desemnesc pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministru, dar în același timp sunt pentru alegeri parlamentare anticipate. Asta credeți că și dumneavoastră trebuie să se întâmple și deznodământul crizei politice ar fi doar anticipatele, iar pe de altă parte, totuși trebuie să mergeți să vă prezentați în Parlament și să convingeți deputații că merită să fie votat acest program și această componență a executivului. Într-adevăr, ne amintim că am căutat căi de dizolvare a Parlamentului după decizia Curții Constituționale, în conformitate cu această decizie, doamna președinte Maia Sandu a înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru și aceasta este calea aleasă pentru anticipate. Totuși, noi știm că în Parlament este multă lume și în afara Parlamentului, lideri de partid care una zice alta face, azi exprimă o părere, mâine opusul și atunci nu știm care va fi până la urmă votul acestei. Majorități nedeclarate între Partidul Socialiștilor și Partidul Sor, uh, și de aceea uh, suntem pregătiți. Avem un guvern serios, de oameni profesioniști, care sunt gata, în această perioadă foarte grea pentru cetățeni, uh, să vină la cârma instituțiilor publice și imediat să implementeze acele promisiuni, acele doleanțe uh, exprimate în timpul alegerilor prezidențiale. Deci, acest program de guvernare, de fapt, Vine să implementeze acele obiective naționale de asigurare a asigurarea veniturilor cetățenilor, de crearea locurilor de muncă, de creșterea pensiei, a, de asigurarea unor servicii de calitate, de a, a, resurse pentru autoritățile publice locale, deci și în special dreptate, ordine și justiție. Deci mergem înainte pe această cale, suntem pregătiți. Vrem să obținem alegerile anticipate, dar, în caz că suntem votați, suntem gata să slujim intereselor țării. O să vorbim mai mult despre acest program, pentru că ne interesează ce ați inclus în acest program. Ați spus că sunt trei capitole importante, dar vreau să vă întreb, atunci când ați pregătit acest program, ați luat în calcul și declarațiile unor aleși ai poporului care spuneau că. Pentru a doua tentativă, ar putea să vină un alt candidat? Să aibă suficiente semnături adunate în Parlament anumite entități și să prezinte pe altcineva? Atunci când am lucrat la acest program de activitate, ne-am gândit la oameni. Ne-am gândit de ce au nevoie oamenii. Ne-am gândit. Care sunt acțiunile urgente care trebuie făcute chiar din primele săptămâni și care nu le face guvernul actual susținut din umbră de această majoritate nedeclarată, și care ar fi acele uh, decizii uh, pe termen lung, politici sectoriale în fiecare sector, care ar duce la o schimbare, la o îmbunătățire a calității vieții cetățenilor. Asta am avut în, în minte când am lucrat la componența guvernului și la program, asta vrem să oferim și este oferta noastră pentru cetățeni, asta suntem pregătiți să facem. Dacă nu acum, atunci pe, peste ceva timp când După vom ajunge anticipate. și suntem siguri că vom ajunge la alegeri anticipate cu un parlament resetat. Uh... Alegerile parlamentare anticipate credeți că sunt, doriți, sunt dorite de toți deputații din parlament? Uh, evident că uh, nu putem avea încredere în declarațiile multor uh, deputați pentru că am avut deja experiența. După cum am spus, uh, am avut foarte multe minciuni, uh, foarte multă dezinformare uh, chiar în timpul alegerilor, uh, alegerilor uh, sau campaniei prezidențiale. Uh, și de aceea, uh, poate asta este și principala problemă, că nu se poate avea încredere în deputații din Parlament. Uh, pot să vă spun că chiar dacă votează acest program, uh, care conține acțiuni foarte bune pentru oameni, din nou, nu putem fi siguri că ulterior vor vota aceste legi uh, în Parlament. Și anume, de asta, chiar un guvern bun. Nu va putea realiza multe lucruri fără un, o majoritate parlamentară curată. Ați atras și laude, ați atras și critici, cunoașteți acest lucru, inclusiv liderul socialiștilor Igor Dodon. Inițial atunci când ați fost nominalizată pentru această funcție, v-a descris în cuvinte frumoase spunând că și ați activat o perioadă anume împreună în cadrul Ministerului Economiei și că candidatura dumneavoastră ar fi potrivită, iar după asta a făcut un pas înapoi și și a mai nuanțat declarațiile și a spus că nu împărtășește în tocmai ceea ce ați putea să aduceți în fața deputaților să discute, mă refer la programul de guvernare și componența guvernului, și că socialiștii, deputații PSRM, nu pot să-și asume un program al altui partid. Cred că știe toată lumea deja că nu putem pune mare preț pe declarațiile domnului Dodon. Atunci când va începe să critique și să spună că nu e bine, că nu sunt profesionistă, deci vom vedea cum își schimbă cazul. Am văzut și atunci când am fost ministru finanțelor, într-o zi zicea că sunt profesionistă, în altă zi nu. Deci, independență de interesele de moment și de conjunctură. Anume, aceasta trebuie să evităm. Deci, trebuie să alegem. Să promovăm politicieni consecvenți care uh, sunt sinceri cu cetățenii și cu, cu oamenii și se pot uita la ei în ochi când spun uh, ceva. Deci uh, asta este soluția pentru Moldova. Inițial ați spus că dacă nu din prima tentativă mergeți și pentru cea de-a doua tentativă în Parlament. Acum ar putea lucrurile să se schimbe din mers? Aceasta este decizia uh, doamnei președinte Maia Sandu și voi acționa în conformitate cu această decizie. Haideți să discutăm despre acest program. Da. Ați spus că e un program anticriză. Ce vă propuneți în caz că obțineți votul în Parlament să faceți ca să luptați? Pentru că sunt mai multe crize. Criza sanitară, pandemia a afectat multe domenii și ar trebui să începeți cu ceea ce se întâmplă în domeniul sănătății. După care ar trebui să treceți și la criza economică, pentru că a lăsat amprentă criza sanitară și asupra economiei. Ce vă propuneți prioritar să faceți? Vedeți, exact mergeți pe nevoile oamenilor, și exact aceasta este logica uh, programului. Uh, în primul rând, propunem un uh, pachet anticriză, uh, care conține uh, și măsuri pentru uh, de gestionarea pandemiei. Deci, în primul rând, accesul la teste, accesul la tratamente și foarte important accesul la servicii medicale pentru oamenii care nu au COVID, care poate au alte boli, dar din cauza gestionării ineficiente a sistemului nu au acces la procedurile planificate. În al doilea rând, avem măsuri pentru creșterea veniturilor cetățenilor, pentru că în această perioadă de, de criză trebuie să creștem venitul cetățenilor și cererea pentru ca să lucreze economia. Și aici ne propunem și creșterea pensiilor cu 15%, pensii minime cu 15%, și creșterea unor indemnizații, și de asemenea îmbunătățirea sau debirocratizarea accesului la anumite ajutoare ale statului, cum este deci ajutorul de șomaj pentru că uh, experții estimează că deja 60-80 de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă dar uh, s-au dat foarte puține ajutoare de șomaj și asta pentru că este, uh, sunt foarte greu de accesat. Am încercat chiar eu să mă uit pe site și să văd cum aș proceda dacă aș fi uh, un om aflat în dificultate avem și uh, acțiuni pentru uh, afaceri, pentru mediul economic. Deci, în primul rând, vom crește până la, vom, vom crea un fond mare de 1 500 de milioane de lei de garantare a creditelor pentru ca companiile să aibă uh, lichidități. Vom uh, crește fondul de subvenționare în agricultură, uh, vom introduce impozitul zero pentru venituri investit și avem deci asta a fost pachetul anticriză. De unde bani? Și avem uh, și un pachet anticorupție. anticorupție. Ajungem la pachetul anticorupție. De unde anticorupție? bani? Pentru că, pe de o parte, s-a vorbit că s-a lăsat o gaură mare în bugetul uh -huh. de stat, iar fostul premier Ion Chicu a anunțat că, din contra, că la buget cresc veniturile și de la fisc, și de la vamă. Asta înseamnă că există bani. Fostul premier Chicu manipulează, de fapt există un deficit bugetar, ceea ce înseamnă că statul a prevăzut sau și parlamentul anul trecut la mijlocul nopții a adoptat un buget unde cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. Și atunci aceste cheltuieli, deci acest deficit, se finanțează din împrumuturi externe și din împrumuturi interne. Și am auzit să și amintească oamenii încă se lăudau în septembrie că va fi deja program cu Fondul Monetar Internațional și vom primi 184 de milioane de dolari. Iată că nu au venit nici anul trecut și nu vin nici anul ăsta. Și într adevăr avem un deci o problemă cu finanțarea acestor cheltuieli. De aceea am înțeles că s a împrumutat foarte mult pe interior guvernul. Guvernul se împrumută pe interior, într adevăr Uh, și uh, este o problemă că atunci când, în plină criză, băncile uh, nu dau credite antreprenorilor, dar creditează masiv statul, atunci când noi am putea accesa alte surse de finanțare. Dar noi am propus un program ambițios de reforme în domeniul bunei guvernări, exact care ne-ar permite să accesăm. Fondurile și programul negociat cu Fondul Monetar Internațional. Dar încă un lucru pe care chiar insist să-l menționez este că de foarte multe ori vorbim despre acești indicatori la nivel macro, dar este de fapt destul de simplu ca în bugetul unei familii. Sunt bani și sunt priorități. Deci foarte des statul cheltuie pentru altceva decât prioritățile într-o criză. Asta a fost critica noastră cea mai importantă anul trecut, că trebuia să fie subvenționate salariile oamenilor care nu au avut de lucru atunci când s-au impus restricții. Exact acum noi vom găsi bani care sunt cheltuiți ineficient pe programe care nu aduc rezultate și vom reorienta acești bani uh, spre aceste măsuri de susținere a populației și a, a oamenilor de afaceri. Dar ca să ne spuneți foarte clar, pensii, salarii, acum, în aceste șapte opt luni, dacă se ajunge la anticipatie, ar exista bani pentru a fi achitate? Aici este o diferență între a, ceea ce este pus în buget și ceea ce este pe conturi. A, și, a, deocamdată, pe conturi există suficiente resurse pentru o... Anumită perioadă pe câteva luni, dar aceasta este în condițiile bugetului actual, care nu conține suficiente măsuri pentru uh, oameni și pentru oamenii de afaceri. Uh, de aceea, uh, da, pensiile și salariile se vor plăti, dar uh, am fi putut face mult mai mult. Vorbim despre al doilea capitol, anticorupție. Pentru că asta vă propuneți să duceți o luptă înverjunată împotriva corupției și corupților. De fapt, cu mesajul anticorupție, Maia Sandu a și câștigat mandatul de președinte, chiar atât de gravă e situația la, în acest domeniu? Este foarte gravă și cred că fiecare om care ne ascultă știe că până aici nu se mai poate. Atunci când statul și instituțiile statului, în loc să susțină cetățeanul, de fapt. Îl încurcă și, deci, face ca cetățeanul să piardă foarte mult timp pe așa-numitul rezolvatul problemelor. Îmi spun antreprenori, de exemplu, care lucrează și în România, și în Republica Moldova, că este mult mai dificil să fii productiv, să-ți folosești timpul în mod productiv, pentru că ai de afacere cu foarte multe organe ale statului care uh, nici nu sunt foarte transparente și nici nu au intenția de a ajuta în uh, desfășurarea afacerilor și creierii locurilor de muncă, că până la urmă despre asta este vorba, despre locuri de muncă pentru oameni. Și uh, atunci, în acest program, uh, am propus uh, acțiuni foarte ferme, inclusiv pregătite. crearea unor entități exact. asemănătoare DNA-ului românesc. Exact. Deci propunem uh, inițierea și asumarea răspunderei, dacă va fi cazul, pe uh, inițiative uh, legislative, care, în primul rând, creează uh, o procuratură anticorupție, de, uh, uh, modelul Departamentului Național Anticorupție în România, uh, crearea uh, și uh, unui tribunal anticorupție cu care să interacționeze această procuratură, deci pentru că procuratura trebuie să-și ducă dosarele și la o judecată dreaptă. Și avem și acțiuni de eliminare a unor scheme foarte concrete în care sunt implicați oameni concreți. Vom schimba conducătorii instituțiilor publice acolo unde sunt impedimente, vom iniția modificări legislative și vom, vom schimba aceste mișmașuri cu țigări, cu medicamente, cu, cu ce se întâmplă în pădurile noastre. Deci sunt foarte multe deci foarte multe scheme de acest tip care de fapt până la urmă fură din banii cetățeanului. Da, credeți că îi puteți sensibiliza pe cei care astăzi activează în organele de drept ca să se întrebe, dar ce vom face noi dacă se creează entități suplimentare în acest domeniu? Ce va face procuratura eu cred că, generală eu cred procuratura că de lucru anticorupție, este peste toată pe CNA, toată lumea? Până acum, corupția mare nu prea a fost investigată, să fim sinceri, și atunci. Deci, aceste entități sunt create pentru a combate, pentru a investiga și combate, în primul rând, corupția mare. Deci, câți miniștri ați văzut să fie pedepsiți? Câți deputați uh, sau investigați în, uh, în, în, în mod consecvent? Deci, uh, este vorba despre combaterea corupției mari și. Va, va avea de lucru toată lumea, dar aici menționez un lucru important. În instituțiile publice sunt foarte mulți funcționari de talie mai joasă sau medie care își fac foarte bine treaba, care sunt profesioniști, care întotdeauna și-au dedicat competențele în mod conștiincios. Dar atunci când există: un șef, un ministru care, de exemplu, face un sunet la un procuror și, deci, strică to toată munca unui anchetator. Deci, acești, acești oameni tot își doresc schimbarea. Și chiar credeți că e cu putință acest lucru să se întâmple în Republica Moldova? Asta ar însemna și o perioadă de timp ca să vină rezultatele. Cetățenii sau au cam săturat să aștepte mult. Rezultatele vor veni imediat pentru că suntem în criză și toate statele lumii au injectat masiv fonduri pentru a crește veniturile familiilor și pentru a ajuta oamenii de afaceri. Faptul că nu s-a întâmplat la noi nu înseamnă că nu se poate, înseamnă că nu a fost voință politică atunci când situația este atât de gravă, atunci acțiunile pot fi rezultatele pot fi văzute imediat. E evident că în implementarea unor asemenea reforme complexe, cum ar fi reformele justiției sau combaterea corupției, va dura ceva timp până se vor institui aceste instituții și deci noi, deci Procuratura Nouă, Tribunalul Anticorupție. Însă, cu cât mai devreme începem, cu atât mai devreme vom vedea rezultate. Relația cu partenerii externi. Cum o vedeți dumneavoastră cu Estul, cu Vestul? O văd o relație care poate fi balansată, care poate fi implementată în interesul Moldovei. Este clar că noi avem niște oportunități care sunt oferite de acordul de liber schimb, de acordul de asociere cu Uniunea Europeană și trebuie să valorificăm aceste oportunități. În același timp, cred că putem avea relații foarte bune și cu vecinii, și cu Rusia, și cu alte alți parteneri internaționale. Am văzut că doamna președinte deja a început o politică externă foarte activă și se bucură de o deschidere foarte mare, și atât în România și Ucraina, cât și în țările europene. Deputații socialiști au zis că nu a luat nimic din programul lor. <laughs> De ce aș lua din programul lor dacă venim noi cu un program care este mai bun? Ei spun că dacă vreți votul lor, ar, trebui, ar fi trebuit să luați ceva. Noi vrem alegere anticipată. Liderul Platformei Demnitate și Adevără a spus că între timp ar putea să se înființeze o majoritate în Parlament Așa cum spune el există riscul ca Dodon, Șor și Placotniuc să vină cu o majoritate formalizată și este puțin probabil să existe surprize în timpul primei tentative de investire a Guvernului Gavriliță și că miza cea mare o reprezintă cea de-a doua tentativă să vedem ce, ce acțiuni vor face cei care nu-și doresc schimbarea, să se ducă în fața cetățenilor, cărora le-au spus toată campania prezidențială că optează pentru anticipate, și să le spună de ce se țin de scaune, de ce nu doresc să, să aducă schimbarea pe care foarte clar au cerut-o cetățenii. Vorbim despre componența cabinetului pe care ar urma să îl prezentați. Ați luat mai mult simpatizați și membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate. De ce? De fapt, guvernul este compus din profesioniști care au o carieră în aceste ministere. De exemplu, la Ministerul Apărării avem un militar cu 26 de ani de experiență în uh, armata națională. Uh, Ministrul finanțelor a lucrat șapte ani exact la uh, elaborarea bugetului. Uh, și avem alte persoane care nu sunt uh, nu fac parte din uh, pas, dar împărtășesc viziunea de schimbare uh, cu care venim la oameni. Și uh, de fapt, uh, avem, avem și vicepreședinți SPAS, deci Mihai Popșoi este propus pentru ministrul afacerilor externe, iar Sergiu Litvinenko pentru ministrul justiției, pentru că vrem să arătăm oamenilor că noi ne asumăm acest, acest guvern, noi ne-l asumăm în mod serios și dacă vom fi votați, vom implementa ceea ce am promis și plus la aceasta vom fi oricând gata să facem tot ce este necesar pentru a declanșa din nou procesul pentru alegerile anticipate. Să admitem că obțineți votul în Parlament iarăși experții, cei care cunosc bine ce și analizează ce ar putea să se urmeze, că să fiți blamați, să nu se aprobe nimic din ceea ce veți propune în Parlament și astfel perioada asta să fie folosită ca să fie compromisă activitatea președintei și a Partidului acțiune și Solidaritate, ori pas în sondajele de opinie astăzi... Se arată că cetățenii acordă o, o încredere destul de mare acestei formațiuni politice. E cu putință? Eu cred în înțelepciunea oamenilor noștri. Eu cred că oamenii au văzut deja uh, cum se fac lucrurile, au înțeles cine minte și cine nu uh, și uh, ei ne vor susține uh, în această. Luptă pentru o Moldova mai bună. Dar credeți că în cadrul ședinței Parlamentului poate fi folosită tribuna parlamentară doar ca să fiți atacați? Cu siguranță vom fi atacați de oponenții noștri politici și suntem pregătiți pentru asta. Noi vom vorbi cu cetățenii și cetățenii vor putea judeca. Cine atacă pe drept și cine pe nedrept Am citit multe mesaje și oamenii se întreabă De ce ați acceptat să vă asumați această funcție într-un timp atât de delicat Știind că ați putea să aveți șansă și mai degrabă că nu ați putea să aveți șansa Să ajungeți în fruntea executivului Eu În primul rând, eu iubesc oamenii Moldovei foarte multă lume care mă știe, știe că, deși am făcut o carieră bună pe plan internațional, întotdeauna inima mea a fost în Moldova și am fost foarte activă în diasporă și am fost întotdeauna o promotoare a schimbărilor spre bine pentru cetățeni, pentru bunăstarea țării. Și doi, eu sunt mem membru a unei echipe și sunt jucător de echipă. Această acțiune și acest vot nu este despre mine și nu este despre ceea ce se va întâmpla în Parlament sau despre partidul pe care îl reprezint. Este, de fapt, pentru acea transformare profundă pe care o vor cetățenii și pe care o cer uh, prin uh, votul la alegeri. Da, imediat după ce ați prezentat garnitura guvernamentală, ați văzut că în spațiul public au apărut fel de fel de acuzații, de nemulțumiri, de... a compromite totuși acești o parte din acești oameni. Sunteți... Eu sunt sigură în integritatea tuturor <laughs> membrilor guvernului pe care l-am propus. Este vorba în special de o campanie concertată împotriva consilierilor prezidențiali și în guvernul pe care l-am propus se regăsesc Trei, deci doi consilieri prezidențial și secretarul general Andrei Spânu, deci Ana Nimerenko, Ana Revenco și Alla Nimerenko, Ana Revenko și Andrei Spânu și uh, am îi cunosc de mai mulți ani, am încredere în, în ei, în profesionalismul lor, în integritatea lor. Uh, știu că uh, vor exista atacuri și minciuni doamna Nimerenco a anunțat deja că va da în judecată cine a auzit o pe doamna Nimerenco, a urmărit ce a făcut la Ministerul Sănătății, știe că ea a intrat peste schemele unor inclusiv a unor deputați socialiști și este multă lume nemulțumită, dar cred că nimeni nu poate nega cunoștințele pe care ea le are, pe care nu, nu, îi le poate lua nimeni. Și, din nou, cetățenii văd, cetățenii înțeleg uh, și am încrederea că ei vor judeca corect. În cabinetul pe care l-a condus Maia Sandu, au fost și ministrii care veneau din diasporă, inclusiv dumneavoastră. Atunci da. ați venit de peste hotare. Am citit iarăși pe rețelele de socializare și chiar cineva m-a întrebat și pe mine de ce nu ați inclus pe nimeni din comunitățile de Moldoveni din afară. De fapt, chiar avem un ministru din diaspora. este vorba despre Rosalina Albu, ah, e, da. care este propusă pentru Ministrul Finanțelor. Da. Am lucrat cu ea la Ministerul Finanțelor și după. După ce guvernul a fost dat jos, Rozalina a plecat să lucreze în Microsoft Irlanda, a votat în, Microsoft, a votat în Dublin cu alți cetățeni din diasporă și sunt foarte bucuroasă că am convins-o să vină și, și să, să se alăture da. Da, să revină acasă și să se alăture echipei. Dar să știți că eu primesc multe mesaje și evident că este greu pentru cineva care este în diasporă să să-și schimbe deci, viața Dumneavoastră pentru, pentru un risc. Dumneavoastră ați făcut-o. Da, am făcut-o, dar sunt mulți care cărora le este mai greu. Deci, în, diaspora trebuie să existe și niște circunstanțe. Dacă băiatul meu, de exemplu, deja era la școală și era în mijloc de ani, poate era mai dificil. Dar au fost circunstanțe care mi-au permis să renunț și să mă întorc acasă exact așa pentru unii circumstanțele permit să revină la un anumit moment pentru alții nu dar în sensul comunicării cu diaspora echipa noastră este mult mai mare. Da, în programul de guvernare despre diaspora ați vorbit? Evident, deci avem și un capitol de politici pentru diaspora în primul rând este vorba despre deci, eficientizarea serviciilor consulare și reducerea prețului acolo unde serviciile consulare în țară și peste hotare au prețuri diferite. Este vorba despre integrarea celor care vor să revină acasă în câmpul muncii, inclusiv, de exemplu, vrem să mărim contribuția statului la programul pentru începerea afacerilor, pare și să-l facem în loc de 1 plus 1, plus 1 îl facem 1 plus 2. Adică doi legi de la stat și da, unul de exact, la cel exact. din străinătate? Exact. Avem și, evident, acțiuni pentru participarea politică a diasporei, chiar în aceste acțiuni urgente pentru pregătirea alegerilor anticipate, propunem și să schimbăm legislația ca să permitem votarea timp de două zile, dar și ne angajăm să deschidem mai multe secții de votare în străinătate, astfel ca cetățenii să nu mai stea în rânduri interminabile pe termen mediu și lung ne dorim și implementarea votului prin corespondență și evaluarea posibilităților pentru votul electric. Atunci când v-am întrebat despre relația, cum vedeți dumneavoastră relația cu partenerii externi, ați vorbit mai mult despre acordul de asociere cu Rusia. Cum ați vedea dumneavoastră cooperarea bilaterală? Cred că poate fi o colaborare prietenoasă bazată pe aceste uh, interese, deci noi avem uh, mulți cetățeni uh, moldoveni care lucrează în Rusia, noi avem aceste probleme uh, în uh, uh, domeniul comerțului și de aceea trebuie pragmatic să uh, lucrăm pentru ca să uh, putem... Uh, Promova interesele cetățenilor noștri și cu autoritățile din Federația Rusă. Ați fi gata să aveți o întâlnire cu premierul rus în caz că obțineți votul de încredere? Să vedem dacă obțin votul de încredere și uh, luăm decizia atunci când vine uh, o invitație. Rezolvarea problemei transnistrene se regăsește în programul guvernului? Uh, evident că se regăsește și uh, au apărut anumite. Uh, provocări noi uh, în contextul pandemiei și uh, prioritatea este ca să uh, asigurăm uh, accesul liber a cetățenilor, a medicilor, circulația uh, pe ambele maluri ale și președinta Maia Sandu că în caz că se obțin vaccinurile anticovid uh, vor fi repartizate și pentru cetățenii din stânga Nistrului. Exact. Dar despre reglementarea transnistreană? Pentru reglementarea transnistriană trebuie să existe o oportunitate geopolitică. Pentru noi este important să ne pregătim uh, pentru aceasta, deci să pregătim uh, deci o apropiere, dacă vreți, a, uh, uh, în perspectivă tehnică uh, atunci când va apărea o asemenea oportunitate. Da, câți ani ar trebui să mai treacă ca să se găsească o soluție durabilă pentru reglementarea transnistriană? Eu știu că sunteți din, din nou Ministrului lui născut în exact, Eu sunt născut în satul Mălăiești, raionul Grigoriopol. Acolo mi-am petrecut foarte mult timp în copilărie. Acolo chiar am prins și lucru în brigada școlărească în colhoz. Dar Mai și, mergeți și la Mălăiești? Din păcate, după ce au plecat bunei, merg mai rar. Dar cunosc că problemele cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului sunt aceleași. Preocupările lor sunt aceleași. Cum să-și asigure uh, familia, cum să-și găsească un loc de muncă, uh, cum cei care îi conduc să nu-i fure. Uh, și de aceea uh, cred că uh, această apropiere a oamenilor este primul lucru pe care trebuie să-l urmări. Am mai rămas timp puțin până Parlamentul va da verdictul Votează sau nu votează Guvernul Gavriliță Poate ar fi fost cazul să vă întâlniți și cu deputații Din toate fracțiunile, nu? De fapt Deci noi am, am Spus foarte clar Care este viziunea noastră Noi Urmărim procedurile Constituționale Dar până la urmă Deci Strategia sau nu pot să-i spun strategie, că este o procedură constituțională, dar calea pe care noi o urmărim este calea spre alegere anticipată. Și ce șanse vă oferiți referitor la votul în Parlament? Nu mă voi uh, antrena 50 în previziuni. așa zic mulți analiști politici. Dar oricare nu ar fi votul, întotdeauna sunt gata să... Uh, Mă angajez într-un proces de implementare a unui asemenea program ambițios pentru Moldova. Dar intuiția dumneavoastră ce vă spune? Ar fi mai bine să obțineți acum votul sau după alegerea parlamentare anticipate, dacă se ajunge la declanșarea unui scrutin anticipat? Evident că un guvern care este susținut de o majoritate curată, resetată, de oameni care se gândesc întâi și întâi la interesul cetățenilor și acelor care i-au votat și nu uită de promisiunile pe care le-au dat, este de fapt calea cea mai sigură pentru implementarea în viață a dezideratelor pe care le-am inclus în toată. Și președinta Maia Sandu a spus că dacă în următorul parlament vor fi cel puțin 50 plus 1 deputați, unii ești integri, atunci va fi mult mai ușor să se vorbească despre o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova și despre un program de activitate care ar avea șanse să fie implementat. Sondajele iarăși spun că în următorul legislativ lucrurile nu vor fi atât de clare, că ar putea iarăși să nu se ajungă la constituirea unei majorități. Dumneavoastră ce credeți? Eu cred că, de fapt, trebuie să, să, vedem care vor fi rezultatele alegerilor anticipate întâi, și apoi să vedem care ar fi posibilele scenarii și posibilele coaliții. Noi suntem încrezători că mergem la oameni cu o ofertă bună, cu o ofertă pe care ei o cunosc. Deci aceleași obiective, urmăm aceleași obiective ca și președintele Maia Sandu și de fapt venim să susținem aceste, deci aceste promisiuni pentru oameni. Noi rămânem în așteptarea votului din Parlament. Acum este important să aflăm și ziua când va fi convocat Parlamentul, pentru că se spune că s-ar putea miercuri, s-ar putea joi. Unii spun că și ziua de mâine ar putea să aducă surprize. Așteptăm să vedem cum vor decide deputații din actualul legislativ, pentru că soarta actualului guvern depinde de voturile din Parlament. Mulțumim pentru această discuție. Vă mulțumesc. Succese. Mersi. Și vă așteptăm și la un alt interviu, la o altă discuție, poate după ce se consumă și acest eveniment în Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult!